Salutare tuturor și bine ați revenit, fraților, la un nou videoclip pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom face lucrul pe care îl facem greșit, partea a treia, pentru că am strâns peste 20.000 de like-uri la partea a doua, ceea ce înseamnă că vouă v-a plăcut seria asta și am zis, bă, de ce să nu continui, dacă mai ales voi mi-ați atac pe TikTok acolo la lucruri pe care le facem greșit de zi cu zi sau nu neapărat greșit, dar le facem mai complicat decât sau credem că le facem bine. Sau credem că sau le facem credem bine. Că aia e ordinea, dar exact, de fapt nu e așa. Dar de fapt sunt lucruri diferite și deja mă vedeți cu o chestie de asta în mână și fii atent, o să te las pe tine. Așa. O să uite, fă-mi niște baloane cu asta. Că asta e ține camera cum vrei să fac. Păi asta zic, uite, ia tu chestia asta. Ia. Și dăm cu asta te filmezi, eu să-mi faci niște baloane. Deci, așa, cum faci tu baloanele, de exemplu, cu aia? Prima dată facem o leacă așa să se facă spumă. Da, să agiți cum ar veni. Și, ala. Nu știu, scot ăsta. Și... Da, multe baloane, multe, vreau multe, multe. Da, ai făcut aproape două. Stai, așa, că-i stricat asta, știu eu, sigur. Uite, încă unul. Hai să arăt, vrei să arăt cum se face în mod normal? Ha. Ia, fii atent. Fii atent cum se face, cum poți să faci baloane mai multe și mai rapid fără să te chinui. Fii atent. Ai desfiletat ăsta, vezi că el intră și iese, da? Fii atent. Să mor dacă știam brăjeala. Nu, nu-l scot de aici, îl fac numai deci, așa, atent. Înainte și ascultă înapoi. Și mi-a dat mie până cap, țin-o leacă ca să vezi. Ia, stai ține. Așa. Dar stai așa să vă... Da, am vrut să văd dacă faci tu, zic, ia să faci așa. Bă, ești prost? Jur că nu știam. Mamă, cât te-a făcut un cavaj grău, uitați. Gata, băi, Doamne, bă, ce? A, cum ți se pare? Îți pare mai tare? De-ți mi-e arăt ce am crezut eu că faci. Treaba asta. Dar am vrut să te las. Să le arătați copiilor, nepoților și nu fraților, știam, dacă nu aveți știam. Acasă, e o chestie super tare. Ia, ține, fii atent. Ia, ce am crezut eu, nu știu dacă merge, dar în capul meu era, zic, am făcut prima dată așa, știi, știu cum ar veni, ca să înțelegeți, am făcut așa, că am vrut să... Da, dar tot faci mai puțin. Da, fii atent, am crezut să faci așa și faci așa. Bă, și asta e o variantă, vezi? Înțelegi ce zic? Că și asta. Da, dar vezi, dacă ar fi un concurs de făcut baloane, cred că aș face mai multe, pentru că eu sunt mereu cu chestia aia acolo înăuntru. Faci mereu, scoți da. Mereu. Deci trebuie la să secundă. Fac, s-a terminat și bagi înapoi, iar. Și bag iar. Și trebuie să fac mereu așa, da. Vezi? Da. Până ne... Da, și asta este aici. O variantă bună. Și asta e o variantă da, mai bună decât prima, să scoți, să sufli tu în el. Vezi, faci o grămadă așa. Uite, uite la cât te sunt. Și nici nu te chinui, vezi, tu doar sufli și bagi ăla înăuntru acolo. Mamă. Chiar e mișto. Șmecherie. Ia aici. Așa că stați până la sfârșitul videoclipului pentru că o să vedeți chestii din astea așa. A, ține bunicea, vezi. Nu mă ei ziceau acum. Like, share, subscribe, toată lumea să puneți pe story. Că mă iau cu ei în gură acum. Nu, e bine, lasă-i să zic. Ei ziceau bine. Trecem la următorul lucru. Fii atent, avem aici o pungă de cadou, da? Da, nu trebuia că nu-i ziua asta mea acum, scuze-mă. Deci eu acum deci, veneam la ziua ta, da? Așa. Aveam cadou aici și generam invitat undeva și nu vreau să-l vezi. Fii cum facem ca să sigilăm punga de cadou. Vino tu mai aproape, bagi un șnur pe aici, deci nimic, în paralel. Deci vezi, șnururile din partea dreaptă le bag prin partea stângă pe aici, prin interior. Și le scot, îl scot pe partea asta. Dar dă punga mai așa, mai pe așa. Pe ăsta de aici îl scot pe deasupra aici. Okay. Și o să fac la fel și pe aici. Uite, pe ăsta îl bag pe dedesubt și îl scot pe aici. Și pe ăsta îl bag pe deasupra și îl scot de aici. Și acum când merg la ziua cuiva, bag ceva înăuntru așa, aici. Înțeles. Și acum fii atent. Și ai sigilat punga. Da, păi și stau cu astea așa de mi-e rău. Păi stai mă, că dacă vrei le faci aici, uite. Le faci o fundiță din asta aici, un semi-hau. În fine, le găsești, nu-i problema asta. Uite, poți să le fac chiar și o fundiță dacă mă încordez eu aici. Și arată chiar foarte bine, uite. Așa mai da, altceva. Nu? Arată bine? Fundiță, da, dar cu alea lăsate așa mi-era rău. V-am învățat, uite, fii atent, el acum când vrea să uite în ăsta, nu poate să-l desfacă de bine, că aici nu l-am legat. Da, uite, dau un exemplu în partea asta. Da, mă, trebuie să desfacă funda. Uite, el aici n-are cum să uite. Ia, mă, trebuie să desfacă funda. Și mi se pare super interesant că dacă te duci la un cadou, practic îl obligi să uite. Dacă te duci la un cadou, cadou nu te duci la cadou, te duci la un prieten. Dacă te duci la o petrecere, îi dai cadou și ești convins că îl deschide abia a doua zi. Da, ăsta vă zic eu pentru cei când cumpărați Rexona, șoseti și o perechi de când duci mai eu și o perechi, da, și mai eu din ăla sau bomboane din ălea mici, așa ca să nu vadă casa apă sărăcii, cum ar veni sigilat punga. Dacă te duci și îl vede cum ar veni la început, îți dești ții. O prăjitură mai mică, îți dă bucata de carne mai mică. Când îți spune felia editor, dacă v-ați întrebat vreodată, de-aia vă dă așa subțire, că am văzut cadou înainte. Sigilați cum va arăta Danu. Trecem mai departe. Bă, fii atent, am aici două odorizante de mașină. Pe unul pui tu, cum crezi tu, și pe unul o să-l pun eu să-ți arăt cum cred eu că trebuie pus și cum mi se pare mai corect. Poftim. Așa, și ce fac? Ia deci. Eu îl montez cum crezi să stai, să dăm drumul la lumină. Eu știu că la oglindă, nu știu unde să pun ăștia, da. Sau unde. Hai să vedem, păi da. S-a găsit
pe cine se pune astea. Așa, deci l-ai desfăcut de tot, l-ai scos din ambalaj. Și ce vrei să-i fac? Acum pune la oglindă. Nu, mă, nu. Deci el l-a montat așa, băieți, da? Păi nu, așa se pune. Deci fii atent. Îți dau acum mai multe exemple, gen, deci, bine, chiar... E chiar scurios, ce de fapt, nu mai multe, unul singur. Faci, ce faci? Un artificiu? Am două, de fapt, două exemple, fii atent. Unul la mână, lichidul ăsta de aici, nu știu cât o să se vadă, vedeți că are un lichid înăuntru el. Așa. Când el trebuie apăsat din când în când, ca să se îmbibi cartonul ăsta de aici, să emane miros. E, ăsta dacă a picurat aici, din cauza conținutului alcoolului și așa, o să-mi strică vopseaua, exact, se corodează, da, exact. Se scoate vopseaua. Deci am finit. Așa. Și încă o dată, ăsta durează foarte puțin, pentru că el este așa în aer liber practic și trebuie să apeși mereu, că ăsta se duce aerul, se duce tot parfumul. Și tot ce vrei să zici tu mie, îl prinzi așa. Nu, fii atent, îl scoatem pe tău de aici, ține, îl pune-l jos la picioare ca să nu fac eu numai parfum din ăla că miră. Păi ce, e desfăcut acum? Da, mă, gen, îi dai sigiliul ăsta de aici jos. Păi tu nu-i l-ai dat, lasă. Nu l-am dat, dar nu, nici nu vream, pentru că nu, eu nu țin din astea, așa, eu folosesc din astea, odorizante din astea aici. Ca să fii de la BMW. Nu neapărat, dar ca să nu am probleme. Așa, mă, atent, hai, iată, ține tu camera și seara cum îl pun eu. Foarte mulți faceți greșeala asta pe care a făcut-o și Bogdan, dar fii atent, îl scoatem. O să vedem aici, ții mâna asta. Am făcut așa un pic, am desfăcut un pic pe aici. Stai așa să reușesc eu cu degetele astea mele. Doamne, lasă-mi pungă, cred că nu. Da, mă, frate, fii atent că te-ai prins. Da, mă, doamne, și asta stau cu punga la oglindă. Ce ai, mă? Într-adevăr, estetic. Da, mă, lasă-mă, ascultă-mă, fii atent. Ia, spuneți voi, dacă te vede unul și știu, și prost, o să n-aș tu-ți dea ambalajul jos. Da, mă, frate, dar fii atent. Îți dau un exemplu. Acum stai așa, că nu știu cum îl... Cum sparg ăsta și nu vreau să fac vreo prostie. În fine, face până mașină pe aici. El rămânând așa în pungă, îmi protejez mașina. Unul la mână, care este un lucru foarte important, pentru că dacă ți-ai stricat ăsta, ți-a vreo 400-500 de lei să-ți colantezi toată consola asta centrală, da, trebuie dată toată jos. Și fii atent, la modul de utilizare spune în felul următor. Desprindeți partea de sus a recipientului din poziția verticală. Vezi desen, probabil are și pe undeva. Așa. În fine, așa. Așa, rotiți cu precauție. Pentru ca hârtia absorbantă să se impregneze cu parfum. Deci după ce citești cu atenție instrucțiunile, așa, îl faci așa frumos aici, apeși pe el un pic, se îmbibă cartonul ăsta de aici, așa, iar el rămânând în interior acolo în ambalajul ăsta, va emana puțin miros din ăsta, parfum din ăsta de aici și va dura mult mai mult față de unul care rămâne descoperit. Practic dacă îl dau așa de tot, o să dureze, nu știu, practic vreo două săptămâni, o lună. Se pare că arată așa cu ambalajul ăsta. Păi n-arată, asta am zis. Punga asta n-arată, așa? Dar fii atent, eu fiind, tu nu știi, dar eu fiind pe grupurile de, pe multe grupuri cu mașini din astea așa, sunt foarte mulți care se plâng că ba le-a curs pe aici, ba au picurat pe aici și gen, ei se plâng și că cum îmi rezolv și eu problema asta și n-ai ce să-i faci. Nu mai pui parfum din ăsta, pui din ăsta așa. Da, dar dacă vrei să folosești din ăsta, ăsta e metoda corectă. Deci fii atent, am pornit mașina, dacă toți suntem în mașină, vreau să te învăț un lucru pe care sigur, nu știu dacă, adică eu nu cred că aveai de însăl știi tu lucrul ăsta, mai ales în mașină. Și asta vreau să-i învăț și pe cei care se uită acum, pentru că de obicei, fii atent, îți dau un exemplu. Nu, la toate mașinile, îți dau un exemplu. Dacă mă duc în vacanță și închiriez o mașină, așa, eu mașina mea o cunosc, dar mașina pe care o închiriez, poate nu știu ce model este și... Când mă duc la Peco să alimentez, mă dau jos prima oară. Sau trag în pompă și eu am tras pompa pe partea stângă aici și eu am furtunul de alimentare în partea elaltă, rezervor, înțelegi? Și ca să-ți dai seama cum ai poziționat rezervorul, tu cum faci? Cum poți să-ți dai seama? Mă dau jos, mă uit în stânga, nu-i mă, pe dreapta, întorc mașina și aia vezi, fost. Uite, vezi, e greșit. Când înainte să tragem pompă, dai aici, uite, vezi aici asta de alimentare? Nu știu dacă se vede. Se vede aici. Vedeți, aici e pompa mea de gen, aici exact, aia. Și mi-arată săgeata spre aia, dreapta. Asta înseamnă că eu am rezervorul pe partea dreaptă, înțelegi? Dreapta. Mașinile care au pe partea stângă, ori le arată în partea asta aici, unde este rezervorul, practic, aici unde este rezervorul, o să aibă o săgeată, ori în partea asta, ori în partea asta, la altă ca să le indici. Eu am pus aici. Pe computer aici. Așa că așa aflați mai simplu pe ce parte aveți rezervorul, ca să nu trageți în pompă, după aia să vă dați jos, să vedeți că nu-i să tragi furtunul peste mașină. E urât, nu știu, mi-e spart. Mai pățea așa după ce lua Peugeot-ul și ducea la Volkswagen, se schimba, că ai văzut că e după una pe alta. Și intra în Peco și zicea, ce că da, oare m-am pus bine, mi-ajunge asta pe partea asta, la altă. Așa e simplu. Te-ai uitat în bord, ai văzut exact pe ce parte ai rezervorul și ai tras corect în pompă, da?
Bă, vă învăț o grămadă de lucruri ăsta. Da, mă, sunteți nebun la cap dacă n-ar... Pentru toți șoferii mei. Dacă nu era Dan, voi nu făceați nimic în viață. Cu Dan nu treceți pe-n viață, uite așa. Bă, prostule, sunt convins, sunt convins că mulți nu știau lucrurile astea. Bă, nici eu nu știam aia. Chiar sunt convins că mulți, și mulți șoferi, nu zic de tine că tu nu ești șofer, zic că mulți care au mașini și conduc. Bă, săptămânal, sunt și care știu, cred că. Sunt și care știu mai multe decât mine, da? Asta este. Și eu învăț de la ei și ei învață de la mine ceilalți. Așa de la mine. De la tine, da, învață să ce? Să stea în dreapta, ce să înveți? Trece mai departe. Fii atent, am aici o cutie de tic-tac. O să te rog să-mi tinzi mâna, gen eu, tu mai cer tic-tac-uri acum și îți spun așa, da? Deci vezi când încerc să-ți dau un tic-tac din ăsta, ți-am dat prea multe. Așa. Fii atent, tic-tac are o din asta, așa, ca să pui una singură. Întorci și cutia cu gura în jos. Să vedem aici. Deschizi asta. Și ai luat o singură bombonică. Aaa, suportul ăsta, stai că nu focalizez acum, gata. Vezi? Și ai luat-o de aici. Potrivești fix, oare, pentru asta ai făcut-o sau? Pentru una singură, da, uite că eu acum pun asta aici, am închis, am mai ajutat ăla cu cutia. Și acum când îl desfac, iar a căzut una. Da, mă, frate. Vezi? Și poți să iei câteva. Gen, da. Mai ai prieteni din aia care îți cumperi tu ceva și zic dă-și mie, dă-și mie, dă-și mie și dacă ai deja 3 mâini întinzi, zic că n-ai făcut așa, fără să știi, uite-le câte ai tu în palmă acum, că le dai pe toate. Ur, am scăpat pe jos. Nu-i mica. Așa că, așa poți să te folosești cutia celor la TikTok ca să bagi una singură, vezi? Da. Și bagi aici la prietenii tăi mâncăcioși. Fii atent, la următorul... Tu ai o banană, eu o banană și o să-ți arăt eu primul cum mănânc eu bananele și sunt convins că suntem două categorii de oameni în lumea asta, exact ca la varianta așa. Aia care cum mănânc cereale, care pune primul laptele, cereale, castronul. Asta oare spune castronul oricum, nu mai zic. Fiat, după aia ce pui? După ce pui castronul, da. Laptele. Așa făceam și eu că mâncam laptele, cereale și asta. În fine, nu intrăm tot în polemici. Tot acolo ajungi dacă... Fiți atent, eu banane când le cumpăr și le mănânc, le desfac de aici, de la codiță, la codița asta, așa, le desfac așa, pac, le... Așa? Asta? Da. Și am dat numai treabă. Păi eu desfac de aici, eu rup așa. Păi de-aia, fac. Și trag așa. Și că așa ar fi varianta corectă, inclusiv mai mult. Cum, tu așa făceai mereu când erai mic, da, așa, de noroc? N-am făcut niciodată așa. Eu niciodată în viața mea n-am tras de aia, eu numai de aici am mușcat și mai avea... Are o chestie, din aia, nea. Da? S-o scuipam pe casă, așa, și dădea mama numai capace îmi dădea. Fii atent, față de tine, tu care scuipai aia acolo, eu acum să zicem că... Ai ternat banana. Ține tu banana asta, am ternat banana, da, am ars aici la capăt. Păi fii atent, eu când țin de aici cu degetul da, mare... Da, mă, și de uite, acolo. Și rămâne înăuntru, vezi, uite. Rămâne chestia aia care în interior da, e neagră, rămâne acolo. Nu am făcut niciodată așa, frate. Arată? Și am mâncat, frate. Nu am făcut niciodată așa. V-am zis, cum face Bogdan, așa este corect. Ți-am zis, inclusiv maimuțele fac treaba asta, așa, care sunt cele mai mari mâncătoare. Ce vrei de, să spui? Ce vrei de, să spui? Tu te tragi maimuțe, frate. Da, e bă, la cât păram 14 ani. Da, eu n-am așa mult, eu am învățat altfel. Păi da, mă, și care-i șmecheria dacă o desfac așa sau așa? Adică nu ca și cum desfac ceva și vărs pe mine și mă murdăresc. În chestia asta de aici, din vârf. Aia neagră? Da, ăla nu se mănâncă, gen are o chestie în el, dar n-am înțeles exact ce și cum. Poate știi cineva să ne zic. Da, dacă știți voi despre ce vorba, să-mi scrieți și mie în comentarii, că sunt curios. Eu doar atât vă zic. Cum am făcut eu, nu că nu-i bine, că poți să mănânci, poți să dai asta la o parte aici. Poți să o rup și te lași un bate până la urmă. Lumea zice că varianta asta e corectă, să-mi spuneți și mie în comentarii cum mâncați voi banana. De la codiții sau din partea cealaltă, habar n-am, să-mi spuneți și voi acolo în comentarii. Bă, fiți atenți, acum faceți... Doamne, dar ce corp ai. Stai, moleacă, vreau să zic la oameni, faceți abstracție. Care îți bine, mamă, să zic. Stai așa, moleacă, ca stau mai așa, moleacă, deci fii atent. Ai ieșit de la baie, da? Ai luat prosopul, de obicei toată lumea face așa, îl pui într-o parte, îl dai aici și aici îl bagi așa. Da, și eu când merg doi pași mereu cade. Când ai făcut-o alea ca așa, gata, s-a dus prosopul, a rămas în țurca goală, da? Deci, așa, ia. Ca să nu cadă, ca să nu cadă prosopul, îl iei, îl pui aici și aici, pe toată suprafața, îl iei și îl dai așa, na, două ori. Mai pot eu să fac așa. Da, mă, uite că e super simplu, mi-a luat o secundă, ești nebun? Și l-am făcut așa, sul, un pic aici. Ce vrei tu faci? Ce ai, mă, ți-a luat un colț de pâine. Nu, frate, am făcut o demonstrație că, indiferent cât sar, ui. A, că... Bine, l-am făcut așa, corect. Da, așa, ăla, să mai fac o dată, trebuie să-l pui strâns aici și să-l înfășori așa, l-aduci în sus cum ar veni, vezi? Așa.
Yeah. Și indiferent cât, da, de bă, cât ce sari, poți faci minuni între gala, Eric, să faci ce vrei tu cu ăsta, așa? Te-a dar nebunit chiar... prosopul ăsta pe tine. Nu, prostule, că e obosit acum. Nu mai pot să stai, era chiar. Pă bun, trebuie să fac baie, că eu n-am ieșit de la baie acum, doar m-am schimbat așa pentru video. Ca să nu mai zic că am mai filmat un clip azi la mine pe canal, nu mai zic. Nu mai zic. Lăsăm așa. Vedeți la el pe canal. Lăsăm așa. Lăsăm așa. Bă, eu zic că e super interesant ăsta și e bun de folosit. Oh, cred că stă cineva să facă. Bă, îți dau un exemplu. Ești din ești la baie, da? Așa. Și ai uitat ceva în sufragerie și așa. Merg așa, eu nici nu mai iau prosopul. Îi sacră ta în bucătărie și intră așa, da, în bucătărie. Îți dai seama că ia, e urât, bă, mine. Cade prosopul, da, și... Da, mă, dar scuze-mă, eu am halat din ăla șmecher, hau. Care are, frate, care e mai așa, că folosește prosopul în continuare. Da, n-am avut niciodată halat din ăla. Nici eu nu folosesc, eu merg așa. Dar ți-am zis, ăsta e bun, când îl folosești, să-l faci așa de acum. Că nu-ți mai cade, gata, nu mai am, deci... problemă. Deci... Direct poze îți dau că mi-am făcut. Nu, fără poze, nu vreau poze de la nimeni. Stați și fără din astea, așa. Eu doar vă învăț, trecem mai departe. Băi, să ziceam că, nu știu, e scris aici ceva. Dăm aici o semnătură. Am dat aici o semnătură frumoasă. Ia mai făcut, da. Ce semnătura? Da. Fac aici mai mic, ca să nu te... Am crezut că a făcut la mișto și nu mai știi să faci. De obicei așa. Și fii atent. Pun o leacă de scoci aici pe hârtie. Iar acum dacă vreau să trag de aici. Vezi, da? Uite ce fel să rupe foaia. Rămâne așa pe scoci, da? Fii atent. Mai facem un test. Mai semnăm o dată. Așa. Tot așa mare aici. Frumos. Punem iar... bandă. Am lipit-o aici. Vezi, am lipit-o, da? Fără vrăjeală, fără asta. Iar acum o să dau jos, fără să stric foaia. Fii atent, o să trag de foaie, o să trag de scoci. Uite. Am tras de scoci. Ai văzut ce fel a ieșit? Uite-l, scoci la mine în mână, da. Și hârtia este impecabilă. Nu s-a întâmplat nimic. Și o pățeam la școală, o pățeam pe la școală, sau pe voruncaie din ăsta așa, se ștergea toată jumătate de foaie, o lecție, se șterge, două rânduri din ăsta, venea mama și făcea, nu? Hai, scrie din nou. Așa v-am învățat să evitați treaba asta, să nu mai pierdeți timp și trecem mai departe. Au ajuns și acasă și editam videoclipul ăsta pe care l-am filmat azi. Încă n-am făcut încheierea. Și m-am venit așa să mănânc un biscuit din ăsta cu Oreo în cava și gura voastră. Și fiți atenți, există și altă variantă decât asta. Gen se bage aici în lapte și se muște așa. Asta ar fi una dintre variante. Dar o variantă mai corectă. Și mai corectă vă spun imediat de ce. Pentru că în momentul în care mănânci biscuitele, mai bei o gură de lapte și o să ajung laptele undeva pe aici și nu o să-ți mai încapă mâna. Nu o să mai ajungi cu mâna la biscuit. Ce faci în momentul respectiv? Ai luat o furculiță. Ai luat biscuitele. Ai băgat furculița în crema de la Oreo. Și bagi biscuitul unde vrei tu. Îl duci până la fundul paharului fără niciun fel de problemă. Trebuie să ai grijă să nu înmoi prea tare crema. L-ai luat? L-ai mâncat. Deci asta ar fi varianta corect spuse de cei după internet. Bagi în furculiță. Acum nu că mănânc, că mi-e foame. E ora 10 ceasul când filmez eu. Și chiar mi-e foame. Așa că o să continui până termin aici. Bineînțeles că după ce mănânci niște lapte seara târziu cu niște Oreo așa, ai nevoie și pe tron să stai. Și fiți atenți. Acum nu știu dacă toată lumea, dar din punctul meu de vedere, pentru că așa utilizez eu tronul, eu stau în poziția asta așa. Și am înțeles că nu este bine să folosești poziția asta așa. Și trebuie să folosești o altă poziție și foarte imediat. Cum o să mă folosesc de coșul ăsta așa de gunoi pentru că l-am aici? Am înțeles din niște studii că poziția corectă, acum sper să nu stric vreo ceva pe aici,
Poziția corectă ar fi asta. Nu corectă, poziția sănătoasă, ca să mă exprim corect. Și spune în felul următor. În cartea sa de gastroenterologie, publicată în 1964, doctorul Henry Bacchus a concluzionat că statul pe vine cu coapsele lipite de abdomen este cea mai bună poziție pentru eliminarea fecalelor. Deci, dacă nu stai așa și stai în poziția normală în care bănuiesc că foarte mulți faceți treaba asta, riști să te îmbolnăvești și na, nu știu exact care este treaba. Dacă vreți, puteți să căutați și voi poziția corectă de stat pe toaletă. Și acolo o să găsiți foarte, foarte multe rezultate, să vedeți despre ce e vorba și cum te poți îmbolnăvi, care sunt urmările și așa mai departe. Deci, mergi la WC, un cap al gura bază, trebuie să stai, să te cocoți așa. Da, nu știu dacă aș putea să fac treaba asta, n-am încercat niciodată și probabil nici nu voi încerca. Sper să nu pățesc nimic. Am revenit și eu de la baie, băieți, acum în stilul ăsta, dacă mai mănânc ceva, dacă mai merg la baie, nu mai termin videoclipul ăsta niciodată. Cam ăsta a fost videoclipul nostru de astăzi. V-am arătat cum să facem lucrurile mult mai ușor față de cum le facem noi de zi cu zi, sau nu neapărat mai ușor, cât mai corect unele. Dacă v-a plăcut, puneți videoclipul la story și dați-mi un tag să-l pot reposta. Mă ajută foarte mult pentru că așa vă anunțați voi prietenii că am postat videoclip nou. Nu uitați de veșnicul like care trebuie apăsat. Sper că a stat până la final, iar noi o să ne vedem la următorul videoclip. Vă pup, ceau!